Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi am pregătit încă o etalare foarte specială, taroscopul elementelor de weekend. Poate te întreb ce e acela un taroscop al elementelor? Foarte simplu, este o etalare de tarot făcută pentru fiecare element zodiacal în parte. Adică nu o să ne uităm la fiecare zodie în parte, o să ne uităm la zodiile de foc, adică berbec, leu, săgetător împreună, la zodiile de pământ, adică taur, fecioară, capricorn în a doua categorie, zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător în a treia categorie și nu în cele din urmă, zodiile de apă, rac, scorpion și pești în ultima etalare. Aceasta este o etalare generală, de aceea îți recomand să asculți atât pentru zodia ta, cât și pentru ascendent sau lună. Dacă nu știi exact care e faza cu ascendentul și luna, am lăsat un link în descrierea acestui video care te trimite la un material foarte scurt și concis pe care l-am pregătit pentru voi, în care vă explic foarte simplu pe înțelesul tuturor exact care e faza cu zodia, ascendentul și luna, care sunt diferențele, asemănările între ele, cum afli fiecare plasament pentru tine și de ce e important să știi aceste informații. Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu, sunteți cei mai tari. Dacă nu te-ai abonat încă, ce mai aștepți? E gratis, nu te costă nimic, trebuie doar să apeși pe butonul de subscribe. De asemenea, vă invit să mă urmăriți și pe Facebook sau Instagram, unde pun material nou în fiecare zi. Fac câte o etalare din 3 cărți pentru fiecare zi în parte. O carte pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră și finanțe. Bun, și acum hai să începem. Nu uitați că această etalare este una generală. Trebuie să luați din ea doar ceea ce se aplică pentru voi și să ignorați restul. Eu nu vă prezic viitorul. Viitorul este în mâinile voastre. Eu doar interpretez potențialul energetic pentru acest weekend, astfel încât să puteți să luați decizii informate, pentru că informația este putere și acesta este cel mai bun cadou pe care eu pot să vi-l fac. O hartă, o hartă astrală interpretată prin simbolurile cărților de tarot, astfel încât să puteți să luați decizii informate. Indiferent dacă urmărește talarea pentru tine, pentru partenerul sau partenera ta, pentru familie sau prieteni, cunoștințe, noi nu judecăm pe nimeni. Nu dorim răul nimănui și nu folosim informațiile pe care le aflăm aici în scopuri malefice. Noi ne susținem reciproc, vrem să creștem împreună, să evoluăm în toate planurile, spiritual, emoțional, mental și fizic. Bun, și acum hai să extragem mesaje pentru weekendul 31 octombrie-1 noiembrie, pentru zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, ce o să faceți, unde o să fiți și cu cine vă întâlniți. 4 de săbii, steaua, regina de monede. Bun, pentru zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, în acest weekend o să vă relaxați, o să vă odihniți. O să folosiți practic sfârșitul de săptămână exact pentru ce este el menit. Relaxare, odihnire, deconectare. O parte dintre voi o să vă închideți telefonul, o să renunțați la tabletă, la orice, o să vă încercați să vă deconectați complet. Unde o să fiți? Parte dintre voi o să călătoriți pe distanță foarte lungă, parte dintre voi o să călătorească în străinătate, iar pentru cei dintre voi care nu planificați să călătoriți în străinătate, aceasta va fi o călătorie mentală, o călătorie spirituală, energetică, călătorie care se întâmplă în adâncul minții voastre, în subconștientul și supraconștientul vostru, o călătorie în urma căreia o să vă descoperiți menirea, țelul în această viață. Pentru cei care veți călători fizic,
o să traversați o graniță, că e granița județului, a țării, a regiunii, a continentului. Pentru cei care călătoriți fizic, e clar o călătorie la lungă distanță, cu avionul sau cu mijloace de transport care să vă ducă pe distanțe foarte, foarte lungi. Pentru cei care aveți o călătorie spirituală sau mentală, lucrurile se întâmplă foarte intens și tocmai de aceea aveți nevoie și de această odihnă, de această relaxare, de această deconectare. Pentru o parte dintre voi care nu o să călătoriți în afara granițelor țării, puteți să ajungeți în anumite locuri foarte încărcate spiritual, care să vă facă un declic în interiorul minții voastre și să vă identificați foarte clar menirea, scopul, țelul vostru în această viață. Cu cine vă întâlniți? Cu o persoană foarte stabilă, cu o persoană cu o stare economică bine pusă la punct, o persoană care poate să vă învețe și pe voi cum să vă investiți banii, cum să vă împărțiți bugetul, cum să vă asigurați stabilitate financiară sau cum să câștigați mai mulți bani. O persoană importantă pentru voi care o să vă ghideze către mai multă abundență, către mai multă stabilitate în viața voastră. O energie foarte frumoasă pentru zodiile de foc. Hai să vedem și un mesaj de la cărțile Oracol pentru zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător, pentru weekendul 31 octombrie, 1 noiembrie. Când am încredere în destinul Universului, pacea devine reală. Pentru zodiile de foc, acest weekend va fi unul foarte încărcat spiritual, foarte încărcat emoțional, în care foarte mulți dintre voi veți începe o călătorie inițiatică. Da? Dacă mai țineți minte de la lecțiile de română, era acea călătorie a eroului, care trebuie să treacă prin niște probe de foc, să-și demonstreze vitejia, să-și demonstreze curajul și credința, astfel încât să primească răsplata pe care și-o dorește. Și de la voi se cere acum să aveți încredere, să aveți încredere în univers, să aveți încredere în țelul vostru, în scopul vostru, în menirea voastră în această viață. Aveți încredere că universul este bun și darnic. Universul vă va demonstra asta. Dacă voi aveți în subconștientul vostru această credință că lucrurile se obțin cu greu în viață, că trebuie foarte mult efort ca să obții o situație financiară decentă, atunci Universul va aranja lucrurile de așa fel încât să vă fie greu să obțineți o situație materială decentă. Dacă, în schimb, voi lucrați în subconștientul vostru și vă schimbați aceste mentalități predefinite și începeți să credeți cu toată ființa voastră că Universul este darnic, că vă ajută, și că este foarte ușor să obțineți tot ceea ce v-ați dorit, atunci și Universul o să se rearanjeze astfel încât să vă demonstreze că ceea ce voi credeți și simțiți cu toată ființa voastră este adevărat. O săptămână de cotitură pentru zodiile de foc. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această energie pentru voi. Nu uitați să mă urmăriți și pe Facebook, unde pun câte o etalare din 3 cărți în fiecare zi. Vă mulțumesc foarte mult celor care s-au abonat. Dacă nu te-ai abonat încă, ce mai aștepți? E gratis, nu te costă nimic și pe mine mă ajută foarte mult. Nu uita să dai like, share, subscribe. Ne vedem duminică pe canalul de YouTube cu etalarea pentru săptămâna următoare. Până atunci ne vedem pe Facebook. Îți doresc un weekend minunat. Și acum, hai să trecem mai departe la zodiile de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Mesaje pentru zodiile de pământ. Pentru weekendul 31 octombrie, 1 noiembrie. Ce vă așteaptă pe zodiile de pământ? Unde puteți să mergeți și cu cine o să vă întâlniți? Asul de bâte, turnul și cavalerul de bâte. Pentru zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, în acest weekend
vă așteaptă un nou început, o reaprindere a pasiunilor, un nou început fie într-o relație care va fi foarte pasională sau într-un proiect în care o să puneți foarte multe pasiune, în care o să vă descărcați toată energia voastră creativă, în care o să depuneți foarte, foarte mult efort. Unde o să fiți în acest weekend? Într-un loc foarte important pentru voi. O să ajungeți într-un loc de care o să vă aduceți aminte tot restul vieții. Locația în care o să fiți în acest weekend este foarte, foarte importantă în această citire. Vedeți că această carte este cea mai importantă, este orcană majoră. Și călătoria voastră în acest loc, care pentru unii dintre voi se află în afara granițelor țării, da? Pentru unii dintre voi va trebui să traversați o graniță, că e granița unui județ, a unei regiuni, a unei țări, a unui continent, sau că e o graniță internă, mentală, emoțională, peste care trebuie să treceți, această călătorie, fizică sau internă, va distruge în voi niște mentalități învechite. Va distruge în voi un mod de gândire, un mod de relaționare cu mediul înconjurător. Va distruge în voi un set de valori, un set de credințe, un set de idei preconcepute care nu vă mai sunt de folos. Fie că intrați în contact cu o cultură, cu o civilizație străină și în urma acestui contact vi se schimbă cu totul perspectiva asupra vieții sau faceți o călătorie în interiorul ființei voastre și vă analizați voi fundațiile pe care v-ați clădit, toată structura voastră mentală și emoțională și le dărâmați din temelii, pentru că vă dați seama că nu se mai aplică cu traiectoria de viață pe care vă aflați, nu se mai aplică cu situația de viață în care vă aflați și, foarte important, nu se mai aplică cu direcția voastră de viață, cu ceea ce vă doriți să obțineți. Cu cine vă puteți întâlni în acest weekend? Cu acest cavaler de bâte, o persoană foarte creativă, foarte entuziastă, o persoană plină de vitalitate, plină de pasiune, o persoană care ține foarte mult la justiție, egalitate, la dreptate și care nu acceptă să vadă în lumea din jur nedreptăți și să tacă. Genul de persoană care atunci când vede o nedreptate, se ridică în picioare și spune ceva, se ridică în picioare și face ceva pentru a îndrepta această nedreptate. O persoană care și pe voi vă va impulsiona să faceți o modificare, să faceți o schimbare în viața voastră, pentru că vedeți că se poate și altfel. Vedeți că se poate trăi și cu dreptate, cu egalitate, cu respectarea normelor sociale, cu respect pentru legi, pentru oamenii din jurul tău, pentru orașul în care trăiești, pentru țara în care trăiești, pentru tot ceea ce te înconjoară. O să fiți expuși la un alt model de civilizație, la un alt model de a fi, de a exista. Și lucrul ăsta o să vă facă și pe voi să vreți să fiți mai buni. Și am impresia că tocmai această expunere la oameni drepți, corecți, juști, care pun foarte multă valoare pe dreptate, corectitudine, pe lege, ordine și justiție, care nu acceptă ca legile orașului, a regiunii sau a țării în care se află să fie încălcate, tocmai faptul că intrați în contact cu aceste idei, cu aceste concepte, că sunt materializate prin niște oameni pe care îi vedeți pe internet și vă impulsionează și pe voi, sau cu niște oameni cu care intrați fizic în contact și vă schimbă percepția asupra lumii, toate aceste lucruri o să vă facă și pe voi să vă dărâmați din temelii niște preconcepții pe care le-ați acumulat într-o societate haotică care nu respecta toate aceste reguli și o să vă facă să vă doriți să emulați și voi acest model. Un weekend care dă startul pentru o creștere foarte mare, pentru o evoluție foarte mare pentru toate zodiile de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Și hai să vedem un mesaj de la cărțile Oracol. Fericirea mea este o reflecție directă a nivelului de încredere pe care îl am în univers. Fericirea voastră depinde de
credința voastră și de felul în care vă relaționați cu Universul. Dacă aveți încredere în Univers, dacă aveți încredere că trăiți într-o societate care vă vrea binele, într-un univers benefic, într-un univers benevol, o să fiți mai fericit. Dacă lăsați acest turn să se dărâme, dacă renunțați la aceste idei care nu mai sunt pentru binele vostru, o să fiți mai fericiți. Un mesaj foarte frumos pentru zodiile de pământ. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică tot acest mesaj pentru voi. Nu uitați să mă urmăriți pe Facebook și Instagram, unde pun etalări de tarot în fiecare zi. Mulțumesc celor care s-au abonat deja la canalul de YouTube. Dacă nu te-ai abonat încă, ce mai aștepți? E gratis, nu te costă nimic. Și poți să afli de fiecare dată când pun materiale noi. Orice like, share, subscribe mă ajută foarte mult. Ne vedem duminică cu etalarea pentru săptămâna următoare. Până atunci vă doresc un weekend minunat. Și acum hai să trecem la zodiile de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Pentru zodiile de aer căutăm mesaje pentru weekendul 31 octombrie, 1 noiembrie 2020. Ce o să facă zodiile de aer, unde o să fie și cu cine se pot întâlni în acest weekend? Nebunul, cavalerul de monede și judecata. Ok, o să fie un weekend foarte important pentru zodiile de aer, pentru toți gemenii, balanțele și vărsătorii. Acest weekend vă vede începând o nouă aventură, o nouă călătorie. Începeți un ciclu nou în viața voastră. Pentru unii o să fie o relație nouă, pentru alții un nou loc de muncă. Poate o parte dintre voi își schimbă statutul, trec de la statutul de student la salariat sau de la salariat la liber profesionist sau de la angajat la pensionar sau de la muncitor la antreprenor. Faceți o schimbare, începeți o nouă aventură, o nouă etapă în viața voastră. O să aibă suișurile și coborâșurile sale. Dar în acest weekend puneți bazele unui nou început și o să fie un început foarte important pentru voi. Începeți un proiect, o activitate, o relație care o să vă impacteze pe termen lung, cel puțin pentru următoarele 22 de luni, dacă nu chiar 22 de ani. Unde puteți să fiți în acest weekend? O să călătoriți pe distanțe medii, o să ieșiți puțin din zona voastră de confort, din spațiile pe care le cunoașteți și cu care sunteți familiari și o să ajungeți într-o zonă afluentă, o zonă bogată, o să ajungeți în spații cu un confort ridicat, poate neașteptat de confortabile și de plăcute. Pentru cei care nu o să călătoriți fizic către o locație nouă, acest cavaler de monede se poate manifesta și ca o călătorie internă, mentală, în subconștientul vostru, către o rearanjare a valorilor, a principiilor pe care vă bazați existența. Faceți o modificare în mentalul vostru care să coincidă cu acest nou început pe care îl startați în acest weekend. Dacă v-ați hotărât să vă începeți propria afacere sau ați fost promovați pe un post, pe o poziție superioară la locul de muncă, voi o să vă folosiți de acest weekend ca momentul oportun pentru a face această schimbare mentală, pentru a vă pregăti mental pentru un nou rol pe care trebuie să vi-l asumați. Această pregătire o faceți foarte conștient, foarte conștiincios, pentru că vă luați în serios noul rol pe care îl aveți. Cu cine vă puteți întâlni în acest weekend? Cu o persoană foarte importantă pentru voi, o persoană care vă va marca profund, o persoană pe a cărei judecată puneți multă valoare și în care aveți foarte multă încredere pentru că a fost demonstrat că este o persoană justă, echilibrată și care ia tot timpul deciziile corecte. Pentru o parte dintre voi, această persoană pe care o întâlniți s-ar putea să fie o persoană publică, o vedetă, un politician sau cineva care lucrează în justiție. O persoană pe care o admirați, pe care o respectați și interacțiunea voastră cu această persoană
va schimba ceva în valorile voastre și în principiile pe care vă veți ghida în această nouă aventură, în acest nou proiect sau nouă relație. Pentru aceia dintre voi care interpretează această etalare ca una de dragoste, această persoană poate să fie un membru al familiei sau un prieten la care mergeți să cereți sfatul cu privire la această nouă relație pe care vreți să o începeți. O persoană în care aveți foarte mare încredere și de la care mergeți să cereți un sfat în acest weekend. Hai să vedem și un mesaj de la cărțile Oracle pentru toate zodiile de aer. Gemeni, balanță, vărsător pentru weekendul 31 octombrie, 1 noiembrie. Energia mea îmi creează realitatea. Lucrurile asupra cărora mă focusez, lucrurile asupra cărora îmi canalizez atenția, sunt cele care se manifestă, se întâmplă în viața mea. Un mesaj foarte frumos pentru zodiile de aer. Voi oricum sunteți foarte bine conectați cu intelectul vostru, cu lumea voastră internă, cu dialogul intern care se întâmplă în fiecare minut, în fiecare secundă, în fiecare zi, în creierul vostru. Această carte vine doar să vă readuc aminte că acele lucruri asupra cărora depuneți energie sunt lucrurile pe care le atrageți în viața voastră. Și în aceeași temă, dialogul intern care se întâmplă în fiecare secundă, din fiecare minut, din fiecare oră, din fiecare zi, în interiorul vostru, în mintea voastră, este cel mai important dialog pe care o să-l aveți vreodată. Și dacă reușiți să controlați ce mesaje trimite această voce internă care nu se oprește niciodată, puteți să vă controlați realitatea, puteți să deveniți maestri propriului vostru destin. Cum reușiți să faceți acest control? Păi avem mare noroc că în era informației putem să aflăm diverse căi prin care putem să ne controlăm dialogul ăsta intern. Meditația, rugăciunea, petrecerea timpului în natură, deconectarea de la aparatele electronice de care suntem înconjurați toată ziua, toate acestea sunt acțiuni pe care le putem face în această direcție. Un mesaj foarte frumos pentru zodiile de aer. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi. Nu uitați să mă urmăriți pe Facebook și Instagram, unde pun câte o etalare de tarot din 3 cărți în fiecare zi. Mulțumesc foarte mult celor care s-au abonat. Dacă nu te-ai abonat încă, ce mai aștepți? E foarte simplu, e gratis, trebuie doar să apeși pe butonul de subscribe. Orice like, share, subscribe și mai ales comentariile voastre mă ajută foarte mult. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până aici și hai să trecem la zodiile de apă. Rac, scorpion și pești. Căutăm mesaje pentru zodiile de apă pentru weekendul 31 octombrie, 1 noiembrie 2020. Ce puteți face în acest weekend, unde puteți să fiți și cu cine vă puteți întâlni? Marele preot, 5 de cupe și regele de monede. O energie foarte interesantă pentru zodiile de apă. Ce puteți face în acest weekend? O să oficializați ceva. Acest weekend o să fie unul foarte important pentru voi, un weekend pe care o să-l țineți minte multă vreme de acum înainte, pentru că în acest weekend fie o să participați la niște activități ieșite din comun, la niște activități care o să vă marcheze pe termen lung, sau parte dintre voi puteți să oficializați ceva, o relație, că este o relație personală sau de afaceri, un statut în societate, un statut în carieră, ceva devine oficial, legal, în văzul lumii, în văzul societății. Din acest weekend înainte o să jucați după toate regulile. Dacă e vorba de afaceri, treceți în legalitate 100% cu afacerea. De acum înainte începeți să plătiți și taxe și impozite și să fiți
100% sub incidența legii. Dacă e vorba de o relație personală, poate deveniți monogami. Dacă până acum era o relație mai neserioasă, în acest weekend s-ar putea să aveți discuția care duce către o relație serioasă. Parte dintre voi s-ar putea să vă logodiți, alții să vă căsătoriți. Dacă sunteți căsătoriți, s-ar putea să aflați că o să aveți un copil sau că vă cumpărați o casă, un apartament sau că moșteniți ceva. În orice caz, activitățile din acest weekend sunt legate de legalitate, de obținerea unui statut acceptat în societate. Unde puteți să fiți în acest weekend? Avem aici 5-ul de cupe, o arcană minoră, mă duce cu gândul că o să fiți în mediul vostru obișnuit, nu o să călătoriți pe distanțe lungi, o să fiți fie în cartierul, orașul, județul vostru. O parte dintre voi s-ar putea să ajungă în acest weekend prin niște spații mai toxice din punct de vedere emoțional. Să ajungeți în contact cu niște oameni foarte negativiști, cu niște persoane care se plâng doar de dragul de a se plânge, niște persoane care au o stimă de sine atât de joasă încât nu poate să vadă o altă variantă de a obține apreciere, feedback de orice fel de la oamenii din jurul lor decât dacă se plâng și se victimizează. Parte dintre voi s-ar putea să ajungeți în niște zone foarte sărace ale orașului, localității voastre sau pur și simplu să intrați în contact cu niște oameni foarte toxici, depresivi, care parcă tot timpul fac un concurs din a se plânge. Mie merge mai rău, ba mie merge mai rău, de stai să vezi mie cât de rău merge, dar genul de oameni care tot timpul se plâng, care nu știu să facă altceva. În niște zone mai sărăcăcioase, mai triste ale orașului, ale localității în care locuiți sau în niște circumstanțe care vă întristează într-un fel sau altul. Cu cine vă puteți întâlni în acest weekend? Cu acest rege de monede, o persoană la polul opus față de acest 5 de cupe și cred că tocmai polaritatea dintre acest mediu toxic de oameni care toată ziua se plâng și se vaită și acest rege de monede care prin forțe proprii a reușit să-și creeze o stabilitate financiară foarte bună, care a devenit un model în societate. Tocmai această polaritate face ca această situație, acest grup de oameni sau acest loc, acest cerc să pară mai destructiv și mai nasol și mai puțin apetisant pentru voi. Pentru că aveți exemplu acestei persoane care prin forțe proprii s-a detașat de acest mediu, s-a ridicat din acest mediu și a reușit să realizeze ceva pentru sine însăși. Acest rege de monede poate fi o persoană care lucrează fie în domeniul bancar, în investiții pe bursă, investiții imobiliare, poate fi un director de companie, un CEO sau un posibil investitor într-o afacere, în această afacere a voastră care intră în legalitate. Pregătiți-vă pentru acest weekend, asigurați-vă că aveți cu voi planul de afaceri, ca atunci când întâlniți acest posibil investitor, să nu apăreți în fața lui ca acest 5 de cupe care doar se plânge și se vaită, ci să apăreți în fața lui ca o persoană pregătită, care are toate lucrurile bine puse la punct, o persoană demnă de încrederea și investiția acestei persoane. Hai să scoatem și o carte de la Oracol. O carte Oracol pentru zodiile de apă. Rac, Scorpion, Pești. Sunt visătorul propriilor mele vise. Ce vrea să vă transmit această carte? Că voi vă creați realitatea în acest weekend. Voi hotărâți pe care cale vreți să o luați. Vreți să fiți triști și deprimați sau vreți să fiți împliniți și bogați? Singura limitare este capacitatea voastră de a visa. Mesaj foarte frumos pentru zodiile de apă. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică toată această situație pentru voi.
Nu uitați să mă urmăriți și pe Facebook sau Instagram, unde pun materiale noi în fiecare zi, câte o etalare în fiecare zi. Vă mulțumesc tuturor celor care s-au abonat. Dacă nu v-ați abonat încă la canal, ce mai așteptați? E gratis, nu vă costă nimic. Și pe mine mă ajută foarte mult orice like, share, subscribe. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne vedem duminică cu taroscopul săptămânii următoare și în fiecare zi pe Facebook sau Instagram. Vă doresc un sfârșit de săptămână minunat pe duminică. Pa, pa!